Din cauza ploilor și a faptului că nu au fost respectate restricțiile de circulație, podul de peste Pârâul Negrișoara a fost închis seara trecută. Șoferii care vin dinspre Craiova și vor să meargă spre Drăgășani trebuie să ocolească pe Salcia, doar că unii au preferat să nu facă cale întoarsă, ci să dea la o parte balizele grele de peste 200 de kilograme. Deși noi am semnalizat destul de bine acest lucru, în cursul nopții persoane neidentificate au ridicat aceste restricții și au circulat dintr-o parte în alta, fără să-și dea seama că de fapt se pun pe ei în pericol. Decizia vine după ce la începutul anului autoritățile au luat decizia restricționării circulației pentru mașinile ce depășesc 3,5 tone și a limitării vitezei de deplasare în zonă. Defecțiunile anterioare s-au accentuat, s-au agravat atât de mult încât au pus în pericol siguranța circulației pe acest pod. Șoferii care astăzi au trebuit să facă cale întoarsă s-au scuzat că nu au văzut indicatoarele ce le interzicea circulația la intrare pe tronsonul de drum sau că nu cunosc o altă rută ocolitoare. Acolo, la intersecție, este un semn de interzis. Nu l-am văzut. Da. Acum trebuie să întoarceți. Da. Trebuie să întoarceți. Și pe unde să o iau? Înapoi? Păi înapoi e normal că dacă întorc... Dar în capăt acolo nu a fost un semn de interzis? Nu. Să nu l-am observat eu. Și acolo deci, dar există semnalizare. Nu se vede. Nu se vede, okay, adică și de ce omul vrea să facă la stânga și vede abia la 20 metri ce face. Circulația vehiculelor se va desfășura pe următoarea rută ocolitoare. Sensul Găneasa-Drăgășani. Drumul național 65 km 42 Găneasa-Salcea, drumul național 65 km 46, drumul județean 677 km 46, Pleșoiu, drumul județean 677, drumul național 64 km 40. Pe sensul Drăgășani-Găneasa, ruta ocolitoare va fi Pleșoiu, drumul național 64 km 40, drumul județean 677 km 39, Salcia, drumul județean 677, drumul național 65 km 46, Găneasa, drumul național 65. Pentru ca localnicii să nu fie afectați, s-a început construirea unui drum de pământ pe o distanță de câteva sute de metri în zona podului, pentru care se estimează că în câteva zile va fi dat în folosință. Podul peste Negrișoara, care nu mai prezintă siguranță, va fi demolat în locul lui, urmând să fie reconstruit în regim de urgență un altul. Dar acest lucru se va realiza atunci când se va găsi și sursa de finanțare.